vreau să încep prin a spune că pentru Uniunea Europeană, Statele Unite trebuie să rămână un partener de dialog și un partener pe termen lung. Nu mă refer la partener pe anumite proiecte, pe termen mediu sau scurt. Nu, un partener pe termen lung. Indiferent cum se numește președintele Statelor Unite. Statele Unite trebuie să rămână partenerul Uniunii Europene în domeniul economic, în domeniul apărării, securității, pentru că nu ne permitem în actualul context geopolitic să fim altceva decât parteneri cu Statele Unite. Pentru ambele părți este valabil, nu doar pentru Uniunea Europeană, deci și pentru Statele Unite. Acum, eu am mai spus lucrurile acestea și cred că până la urmă s-a înțeles și la nivelul leadership-ului european. Alegerile în Statele Unite s-au terminat. Ca atare și retorica folosită în timpul alegerilor ar trebui să se termine, să se oprească. Din momentul acesta trebuie să continuăm și să lucrăm cu Statele Unite ca parteneri pe diferitele paliere de care am spus. Nu este cazul să intrăm în polemici, să facem analize de caz, de situații, așa cum își doresc anumiți, nu știu, anumiți actori care deja au inflamat foarte mult lucrurile în campanie și își doresc să le țină inflamate și tensionate între Uniunea Europeană și Statele Unite și acum, sau mai ales acum. Nu cred că e nici în interesul nostru, nici al Statelor Unite să jucăm acest joc și să cădem în această capcană, pentru că nu este eficientă și nu e utilă interesului nostru. E bine, parte din retorica actualului președinte, și mă refer la retorica lui din campania electorală de anul trecut, capătă și, cum să zic, începe să ființeze, cum spun eu. Cu alte cuvinte, concret, cum receptează Uniunea Europeană retragerea Statelor Unite din Tratatul de la Paris. Iată, e o temă extraordinar de importantă. Atât președintele Macron al Franței, cât și doamna Merkel au reacționat. Aici, în Parlament, în comisia din care faceți parte, cum a fost receptat sau cum a fost receptată decizia președintelui Trump? De exemplu, la Rădăuți e o temă de mare, glumesc un pic, dar credeți-mă, deci la Rădăuți se discută foarte mult despre chestia asta. Pot să vă spun că s-a discutat, dar nu a constituit o temă principală de dezbatere. Asta vă pot spune cu siguranță și nu pentru că nu ar fi foarte importantă, ci pentru că așteptăm o explicație și o poziționare a Departamentului de Stat vis-a-vis de cum văd ei consecințele sau viitoarea colaborare, în ce context, în ce format, dacă nu cel de la Paris. Da? Este foarte ușor să reacționezi și este foarte ușor să spui lucruri și când situația este fierbinte. Este însă mai bine să aștepți, să discuți cu cei care sunt într-adevăr implicați în proces și să găsești soluții eventual, soluții alternative, să înțelegi care a fost argumentul sau ce a stat în spatele acestei decizii, dacă a fost o decizie gândită, analizată și se dorește o altă soluție, o un alt parcurs, sau a fost o decizie care a fost luată pe moment și se va reveni sub o altă formă. Este în diplomație, în afacerile internaționale, este foarte greu și este deosebit de periculos să reacționezi când situația este foarte fierbinte. Asta am spus și eu lui, dar văd că nu înțelege și la Trump mă refer. Lăsăm un pic. Aveți un dialog, înțeleg. Ne auzim, că i-am spus că mă vedea cu doamna europarlamentară Ramona Mănescu și a spus, te rog să o întrebi chestia asta, cum e, dar el se va lămuri. Îmi permit să fie un dialog în cheia asta pentru că eu sunt un blogger. Și atunci, cred că mă tolerați și mă înțelegeți. Lăsăm un picuț pe acest om de afaceri, din punctul meu de vedere. Și aș vrea să vorbim, doamna deputat, despre o temă care
o temă în care sunt și eu alfabetizat și aș vrea să le spuneți un pic celor de acasă, românilor, să le povestiți câteva lucruri esențiale despre tema războiului hibrid, despre siguranța cibernetică a datelor personale, poate și despre aceste știri false care nu fac altceva decât să hrănească necrofagi ăștia politici, că eu așa îi numesc, nu altceva. Avem această temă pe care încercăm să o tratăm cât mai serios și cât mai eficient și cu maximă urgență. Pentru că situația este din ce în ce mai gravă și se precipită, după cum bine vedem. Avem războiul cibernetic, avem terorismul cibernetic și criminalitatea electronică. Sunt teme separate, sunt instituții separate care se referă la aceste teme, precum și legislații, da? Diferite. Dar uneori ele se suprapun. Da? Avem situația aceasta. Întotdeauna când vreau să explic această temă, de obicei mă refer la un caz. La un caz concret pentru a putea să exemplific și pentru a mă putea referi în modul cel mai clar. Și, din păcate, avem un exemplu perfect, criza din Golf și ceea ce s-a întâmplat foarte recent în Qatar, tensiunile între statele membre ale GCC-ului, Consiliul de Cooperare al Golfului și Qatar. Avem criminalitate electronică. Este spart canalul YouTube al Agenției Naționale de Știri din Qatar. Da? Criminalitate electronică. Avem terorism cibernetic. Au fost inserate în acest site știri false. Elemente de conținut. Elemente de conținut. Odată accesul rezolvat. Exact. Odată ce au spart site-ul, au pus ce au vrut. Le spunem oamenii. 3. Război cibernetic. Știrile false au fost mai departe trimise în țările din Golf, pentru că acolo trebuiau să inflameze situația. Și aceste știri false au folosit ca argumente, ca motive pentru ca aceste țări din Golf să acționeze prin măsuri agresive vis-a-vis de Qatar, da? La adresa Qatarului. Deci avem toate cele trei elemente. Concluziile preliminare pe care investigația realizată împreună cu FBI-ul au dus la niște hackeri ruși. Da? Deci asta este concluzia preliminară pe care au avut-o această investigație în colaborare cu FBI-ul. Este o știre, adică este confirmată inclusiv de autoritățile qatareze, deci nu e nimic nou în chestiunea aceasta. Hackerii, în general, sunt instrumentul cel mai des, cel mai ușor de folosit în criminalitatea electronică, pentru că ei se pot insinua în orice sistem, sunt foarte creativi. Sub protecția anonimatului. Exact, exact. Și metodele sunt diferite, sunt foarte variate. Poți folosi vulnerabilitățile unui soft, unui sistem, așa cum a fost în cazul Windows de curând, da, cu acel WannaCry, da? Putem avea virus, putem avea troieni, malware, da? Putem avea atacuri de tip denial of service, DOS-urile, deci sunt foarte multe elemente care pot fi pur și simplu aruncate în sistem, în telefon, în computer, în sistemul de electricitate. Într-o instituție. Deci nu numai la nivel guvernamental, și la nivelul individului și la nivelul unei întreprinderi private, cât de mică sau de mare ar fi ea. Un sistem, o rețea națională de apă, de orice. Și atunci, sigur că și răspunsurile noastre trebuie să fie corect direcționate către aceste tipuri de atacuri și amenințări. Lucrurile sunt însă foarte complicate, pentru că din punct de vedere al legislației, noi nu reușim să cuprindem tot ce se întâmplă, da? Nu reușim. În primul rând, foarte greu afli cine este hackerul respectiv. E greu să identifici un hacker. După ce l-ai identificat, poate să fie un puș de 16 ani care vrea pur și simplu să-și arate dibăcia, da? Și avem o situație.
Poate să fie un infractor care nu vrea decât să extorcheze fonduri, da? E o fraudă economică pe internet. Da? Poate să fie un grup rebel care vrea să plaseze pur și simplu un mesaj, să terorizeze sau să atragă atenția, da? Poate să fie orice, sau un hacker patriot. Cum ne spunea de recent domnul Putin, da? Președintele rus spunea că există hacker patriot. Sau poate să fie unul din nepoții excelenței sale, domnului Dugin. De altfel, vă rog frumos să mă lăsați pe mine să spun lucrurile acestea, pentru că dumneavoastră sunteți totuși sub, cum să vă zic eu, sunteți condiționate de poziția pe care o aveți. Poate să fie nepotul lui Dugin sau lui Peskov sau lui Gerasimov și a tuturor celor care la Sankt Petersburg au construit o armată de troli care nu fac altceva decât să infecteze zilnic aproape o Europa, și aici, dacă devin un pic agresiv, vă rog să mă tolerați, o Europa care este încremenită într-un proiect, și pun ghilimele, politically correct. Pentru că observ și la dumneavoastră o chestiune, un atac cibernetic se întâmplă în câteva secunde. Din dorința de a fi politically correct, s-ar putea să pierdem 2 săptămâni până la evaluare, până la decizie, până la asumare, până la implementare. Ce se întâmplă de fapt? Repet, am spus de la început că sunt alfabetizat. De ce răspundem atât de politically correct și atât de greu? Pentru că, dacă poate nu am dreptate, nu știu, e opinia mea. De ce răspundem politically correct? Ei sunt foarte răi, doamna deputată. Ei sunt foarte agresivi și asta încerc eu să explic. Pericolul, și întotdeauna avem discuția aceasta, inclusiv în Parlament, și știți foarte bine, avem discuția aceasta privitoare la nevoia de a ne apăra. Sigur că eu țin la privacy. Corect. Da? Țin la privacy. Țin și la datele personale, tot ce ține de date personale. Dar știți foarte bine cât de greu ne-a fost, 7 ani a durat, să trecem în Parlament și să votăm PNR-ul, Passenger Name Record. A fost cumplit de greu. De ce? Pentru că, pe de o parte, avem nevoie să ne securizăm, da? În fața oricărui atac plasat de un nebun sau de un stat sau de oricine, să ne apărăm cetățenii, da? În condițiile în care avem o mulțime de luptători pentru drepturile omului, care, sigur, îmi spun că trebuie să respect privacy-ul, da? Trebuie să respect datele cu caracter personal. Dar în același timp nu mi-explică de ce sunt împotriva PNR-ului în condițiile în care eu dau datele companiei de transport aerian, da? Pentru că trebuie să zbor. Și interesul meu este să zbor în siguranță și să circul în siguranță în Europa, să nu mă trezesc că cel care stă lângă mine este un terorist și mă aruncă în aer. Da? Asta complică foarte mult lucrurile, pentru că noi trebuie să găsim un echilibru între a apăra dreptul la intimitate al unei persoane care este încă în viață. Corect. Că dacă eu nu îi dau posibilitatea autorității să folosească date personale pentru a securiza și pentru a-i ține în viață pe cetățeni, atunci eu nu mai am obiectul muncii. Deci eu pe cine mai apăr de abuzuri și de... Îmi povestea cineva, am să intervin. Spuneți primului apărător de drepturile omului chestiunea aceasta. Poate e o anecdotă, dar mie mi-a plăcut. Suntem pe Zaventem, vrem să plecăm la București. La poarta 3 pleacă un avion la București, la poarta 5 pleacă un alt avion la București. La poarta 3, PNR, control din cap până în picioare, la poarta 5, fără control. Puneți-l acolo, între porți, să aleagă el. O să se ducă acolo unde e controlul. Păi și nu trebuie să scoatem o curea umedă și să-l batem un picuț să se trezească din povestea asta? Așa este. Eu întotdeauna am dat un exemplu. Domne, atât de mulți oameni, de cetățeni, își dau în mod voluntar și cu mare, mare entuziasm datele la farmacie, la market, oriunde. Da? Deci toți au cardul acela, toți au carduri de fidelitate, toți își dau și număr de telefon, și adresă, și adresă de e-mail. Le dau cu mare generozitate și cu foarte mare entuziasm. Ați văzut câte spamuri vin în mail
în mailul privat, doar pentru că adresa ta de mail apare undeva și este folosită de cineva. Și se vând între ele. Abia atunci suntem vulnerabilizați. Nu când aplicăm PNR-ul și când lăsăm autoritatea Europolul sau orice altă autoritate, Interpolul, să ne verifice. Eu vreau să fiu verificată, pentru că știu sigur că dacă sunt eu verificată, sunt și cei din jurul meu verificați și atunci sunt în siguranță. Ca să revin la ce discutam, este foarte greu să răspundem rapid și să lăsăm deoparte corectitudinea politică. Este foarte complicat, este foarte greu. Sunt alții alături de noi încercând să ne reamintească mereu că trebuie să fim politically correct și să ne oprească din a acționa rapid. Și din păcate noi nu avem în momentul acesta, cum spuneam la început, altă legislație în vigoare decât acea convenție pe cybercrime pe care au semnat-o 59 de state. Și vă spun două state care n-au semnat-o. Două state foarte importante. Rusia și China. Și asta spune foarte multe. Sigur că da. Asta spune foarte multe. Din păcate, aceste state care se bucură să nu fie semnatare convenției pe cybercrime, care se bucură că nu pot fi trase la răspundere, din păcate și aceste țări cad victime ale cyberterorismului. Și nu știu în ce măsură un lider responsabil poate să se uite în ochii cetățenilor să spună: da, domnule, eu nu vreau să vă apăr, pentru că vreau eu să lansez niște atacuri și mi-e mai comod așa să nu semnez o convenție decât să o semnez și după aceea trebuiască să aplic. Mă descarc de un anumit soi de responsabilități în zona aceasta, lucru care de altfel îmi permite nu să și fac cam ce vreau eu. Exact. Corect, exact asta corect. Dacă ne gândim, spre exemplu, un procuror pentru a ajunge la o condamnare, da? Să condamne pe cineva pentru cyberterorism, că spuneați de ce reacționăm greu. Ca să ajungi la o condamnare, trebuie ca procurorul să identifice în primul rând sursa, persoana, grupul, statul, agenția, așa. Să verifice, să colecteze date, să le prezinte ca probe și apoi abia în fața judecătorului și apoi abia să meargă mai departe. Că fie că vorbim de un tribunal național, de Curtea Internațională de Justiție, deci procurorul ar trebui să îndeplinească absolut toate condițiile acestea. În practică, este imposibil să faci lucrul acesta. Nu există limite, nu există granițe. Cineva din Brazilia poate să lanseze atacul din Africa de Sud către împotriva intereselor Japoniei în Germania. Ce mișto. Deci, mai spuneți o dată. Puteți să corect, înțeleg. Puteți să faceți orice combinație. Deci puteți lua orice combinație pentru că practic este greu să identifici, să verifici, să colectezi datele, probele pe care după aceea să le poți prezenta judecătorului care într-adevăr să implementeze o legislație deja existentă. Că nu vreau să rămânem cu impresia că Europa este slabă din punctul acesta de vedere. Sigur că vulnerabilitatea există, dar din fericire Europa este cel mai bine pregătită. Și vă spun și de ce, pentru că avem deja legislație în domeniu europeană. Sigur, se aplică doar la nivelul statelor europene, dar ajută. Avem cooperarea cu NATO. Avem deja centre de excelență comune NATO-UE pe cyberterorism și pe intervenție și răspuns. Mă refer la centrul recent deschis la Helsinki. Avem 10 centre de excelență europene, unul dintre ele în România, care funcționează. Avem sistemul CERT EU, care poate fi implementat în toate statele membre. Avem un centru NATO care furnizează securitate cibernetică Ucrainei în România. Și aici aș sublinia un pic capacitatea României de a deveni lider în domeniul acesta, pentru că din toate statele europene, România cred că este cel mai bine dotată din punct de vedere resursă umană și capabilități. Deci capacitatea în general de a răspunde și de a deveni
un lider european în domeniu. Și cred că ăsta ar fi un aspect și un mesaj pe care ar trebui să-l susținem, să-l transmitem. Autoritățile române să acționeze în consecință. Știți foarte bine că în cadrul NATO deja se creează o nouă armă, da? Și aceasta este cyber security. Deci România este foarte bine dotată din toate punctele de vedere pentru a deveni un lider european în domeniu, cu atât mai mult cu cât noi chiar avem nevoie de protecție. Da? Avem un vecin deloc blând și deloc mic.